Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am blocat undeva în județul Vaslui, că și mai devreme tot de acolo am dat, știi? Cum să ne mai furăm singuri căciula? Până acum nu e cineva vinovat în mod special pentru asta, dar situația e de așa natură, o să vă descriu imediat. Deci, în județul Vaslui, incidența crescută a infecțiilor cu nou coronavirus determină impunerea de noi măsuri de protecție în mai multe localități, dar nu și în reședința de județ, în municipiul Vaslui în sine, unde, miracol, incidența e chiar și de două ori mai mică decât în Bârlad. Bârlad, de exemplu. Adică la Bârlad incidența e de 3,18 la 1000, drept pentru care aici s-au închis restaurantele, barurile, păcănelele, mă rog, diverse localuri publice și nici măcar sfințirile în grup nu mai sunt permise, ați văzut? E teroare. Însă la Vaslui, 50 de kilometri mai sus, incidența este de numai 1,5 la 1000. Și cum este posibil? Adică cât de separate pot fi lucrurile în acest județ? A explicat primarul Bârladului cu năduf, de fapt. Citez. Cred că vasluienii nu vor intra în scenariul roșu niciodată, a spus dânsul, pentru că au 120.000 de locuitori. El face referire la numărul uriaș de cetățeni moldoveni din Republica Moldova, care și-au declarat formal domiciliul la Vaslui ca să ia cetățenia română și, evident, dreptul de muncă în Uniunea Europeană și care nu stau în municipiul Vaslui. Au plecat de mult, adică doar au acolo formal un domiciliu, papa la revedere. Stau câte, e și înghesuială, stau câte 3-4 mii într-o garsonieră, mă rog, cunoaștem. Doar că nici măcar nu sunt 120.000 de locuitori înscripte, ci 140.000, relatează monitorul de Vaslui. Și care o fi, de fapt, realitatea? Adică sunt 140.000 înscripte. E bine, în 2011, când a fost ultimul recensământ, populația orașului Vaslui era, asta a fost constatarea, de numai 55.000 de persoane. Municipiu, reședință de județ, 55.000 de persoane. Deci mărimea din acte e supraestimată de cât? De aproape... Trei ori, nu? Legea spune că documentele trebuie făcute în orașele reședință de județ, când vin moldovenii, de exemplu, și uite așa orașul Vaslui în acte de trei ori mai mulți cetățeni decât locuiesc efectiv în oraș. Așa că raportarea cazurilor de COVID la o populație mai mare doar în acte dă o incidență mult mai mică. În realitate, probabil că și în Vaslui incidența cazurilor de COVID este foarte mare, dar formal, legal, nu se pot lua aceste măsuri, că, na, nu ai datele respective. Deci, cum ne furăm căciula? Și cumva, vedeți, e invers decât la vot, unde populația din România, dacă e mare doar în acte, că și aici sunt 18 milioane de votanți, că ne întrebăm dacă mai suntem cu totul 18 milioane în România. Mă rog, dar la vot, unde populația e mare doar în acte, crește numărul de parlamentari, cota parlamentară. Deci cu cât mai mulți români în acte la vot, pe listele electorale, cu atât mai mulți parlamentari sunt trimiși în Parlament. Deci nu mă avantaje din răsucirea statisticii astea, vedeți? Fiecare cu interesul. Dar îmi place că, uite, Vaslui are foarte mulți turiști, deci, din ce ai spus mulți tu, turiști, mulți turiști. Așa e. Moldoveni. Aoleo, mă uit afară ce frumos ninge și mă gândesc că... Mai ninge? Mai ninge aici, mai ninge. Mă gândesc că vine vara... Bine-mi pare. Da, vine vara, bine-mi pare. Fraților, se gândește cineva anul ăsta la planuri de vacanță? Noi. Da, fac. Eu am făcut și rezervările. O mână. Nu cred că ai făcut rezervări. Da. Am rezervări, am tot. Unde ai rezervări, mă? În Grecia. La vară? Da. Adevărul că Grecia a anunțat în ce condiții se intră la ei anul ăsta. Se intră ca și anul trecut cu teste PCR. Dacă îți faci testare, dar și cu... dacă ai anticorpi, dar sigur. Și dacă ești vaccinat. Adică dacă ai... Ăla, este practic pașaportul de vaccinare. Sunt trei metode. Ești vaccinat, te duci și demonstrezi că ești vaccinat și ești în perioada de imunitate, ai un test PCR dacă vrei să faci testul PCR și vrei să intri în Grecia, te duci acolo cu 48 de ore înainte cu testul, sau cu anticorpi. Ai avut infecție, ai scăpat și ai anticorpi. Dar eu ezit. Adică mă gândesc că degeaba îmi fac eu rezervări cum îți faci tu sau vreau să plec pe undeva, că ajung într-un loc în care e o explozie de asta de cazuri, sunt restaurantele închise, nu e nimeni pe acolo, e trist. Mi-e greu să cred că vara asta o să fie mai rău decât vara trecută. Mai e și riscul să nu poți să te întorci în țară dintr-o zonă, pentru că trebuie să stai în carantină după aia două săptămâni, dacă se întâmplă ce zici tu. Da. Cum ar fi la întoarcerea în țară să-ți ceară la fel, test PCR?
ca să intri și să te bagi în carantină. Te duci în vacanță, să zicem, te duci în Spania și, da, sau în Portugalia. Și în Spania e o explozie de cazuri. Și brusc descoperi că la întoarcere trebuie să stai 14 zile carantinat. Îți mai vine să pleci? Da. Bine, hai să facem așa, prieteni. Hai să purtăm o conversație. 0372069599. V-ați făcut planuri de vacanță deja? Vă gândiți că o să plecați pe undeva în vacanța anul ăsta? Sau a căsică la cabana Plăpumioară? Sau, dar poate și unde? Prin țară, nu? Și unde? Să ne spunem și unde? Păi deși și în țară. Adică dacă vrei să te duci, de exemplu, la Vaslui ai putea să te duci, că acolo nu se închide nimic. Dar la Bârlad nu merge. Te duci la Bârlad, uite, incidență peste 3 la 1000, e închis totul. Ce faci în Bârlad? La Vaslui ai ce faci? Distracții. Da, la Bârlad. Moldovenia n-au venit cu mâna goală, deci e rost de distracție la Vaslui. Da. 0372069599. Ce credeți că o să se întâmple în vacanța de anul ăsta? Poate că vă gândiți că e prea devreme, dar uite că avem cazuri, oameni în studio. Da, oameni în studio. Oameni și persoane, da, în studio care și-au făcut deja rezervare. 0728-3132, puteți să ne dați și acolo mesaje cu destinații alese pentru la bani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.